Bun găsit, oameni buni! Am achievements! În acest episod vreau să fac o tâmpenie, pentru că două orele nu fac una bună, nu-i așa? Astfel că am de gând să-mi consum toate Primo Gems-urile rămase. Nu foarte multe, atenție, vreo 20 și ceva. Adică, de fapt, stai, eu nu mai am Primo Gems. Mai aveam sub 10, dar m-a apucat să strâng bani. Să fac chiar și daily astea și mi-am făcut toate eventurile astea recente. Stați că vă zic imediat, vă arăt. Mai am aici două daily commission-uri și vreau să să vedem după celălalt banner, că e clar că pe cazul ăla l-am pierdut, că mi-a picat un caracter legendar și n-are rost, plus că mi-ați zis voi că na. Așa că, bine, eu nu v-am ascultat, că eu l-am vrut pe Kazuha. Și cred că cineva mi-a făcut vrajă cu banană de nu mi-a picat până la urmă Kazuha, dar ok. În schimb, v-am ascultat cu privire la domnișoara Kokomi. Bine, e doar level 40, că doar atât am putut să o upgradez. Sincer să fiu, dar urmează. Da, mori, animalule, că nu te... Stai, că-i dau cu apă. Nu, nimic? Stai, că-ți distrug eu scutul ăla. Cu Kazuha, vedeți? De-aia am vrut eu pe Kazuha să-mi pice chestia asta, dar nu s-a putut. Bine, deci, vreau să vă arăt două chestii. În primul rând, pe ăsta, băi, l-am făcut. Deci am dat... stai, că mai am o chestie care... Da. Mai deblochez, pe ăsta l-am făcut și mi-arată 4 din 5, dar am deblocat tot ce era cu Primo Gems. Și apropo la Friends, guys, dacă sunteți români și așa, că eu primesc cerere, nu știu care sunt români de pe aici, ziceți-mi într-un comentariu sau ceva, cum vă cheamă aici, că să vă dau accept, că altfel eu mai dau accept așa din când în când, dar în rest le ignor. No, stai, unde am intrat? Așa greu se încarcă notices astea. Bun, stați că mai am unul singur în comision. Increasing danger. Deblocăm astea și vreau să văd dacă în... Acum șanse absolut penibil de mici să-mi pice în 20 de Primo Gems ceva interesant. Dar de ce să nu încercăm? Asta e că doar astea trebuie să le deblocăm, să le spargem. Da, hai să vă bat și pe voi dacă tot sunt aici, că mai am nevoie de iteme. Și am făcut rost de o sabie nouă pentru Kokomi. Tot ce mi-a zis voi am craftat-o. Nu că am craftat-o, am dus-o la level 70 chiar. Opa, stai. Bun. Ne-am făcut comisioanele zilnice. Mergem să dăm claim la Primo Gems și să folosim tot ce avem în noul banner. Doresc a vă arăta pe domnișoara Kokomi, da? Deci, character Kokomi, da? Până la 40, da? Mai am nevoie de destec, nu știu unde. Bine, trebuie să mă bat cu deștea, poate nu fi așa greu. Trebuie să văd unde, doamne iartă, măi, Watatsumi Island și Spectre sale. Da, mă descurc eu. Și weapon, ia uite, 70. Aici la artefacte stau eu mai rău. Da, măi, și-mi recomanda cineva, îmi zicea că nu-s bune artefactele Pe rozarea. Dar Elemental Burst ea folosește, nu-i eu ăsta pe care îl folosesc și dă gheață și mă ajută. Adică, nu știu, mie mi se pare că e bun. Da, acum, opa, stai că avem Primo Gems și la achievements. 15 Primo Gems în plus contează. Stai că mai am. Mai am, da unde? Aici. Pentru că mi-am făcut, am stat weekendul trecut și mi-am pierdut efectiv tot weekendul ca să scap de o parte din Archon Quest, partea a doua, care era în minele alea absolut jegoase. Mai am multe de făcut, mai am prin mine de făcut tâmpenia asta, dar nu știu cum să purifiez cristalele alea. Da, o să mă uit la tutoriale. Mi se pare absolut aberant că trebuie să mă uit la tutoriale pentru absolut orice mizerie pe care vreau să o fac în jocul ăsta. Adică e chiar...
E chiar aiurea. Bun. Am dat claim la astea. Aici ce ne-a picat? Ceva care să ne ajute? Ne dă, aici nu ne dă Primal Gems, din păcate. Bine. Și atunci. Și atunci. Nu, stai, n-am intrat bine. Stai. Aici. Avem am doar una. Dar putem să mai cum. Nici nu știu. Uite aici, pot să cumpăr 22. Aici n-aș consuma astea, că nici nu știu dacă e ok sau pot să cumpăr ceva interesant de aici. Nu. Atunci hai să-mi folosesc și astea, na. Dar Star Glitter nu, că aici la un moment dat dacă bagă ceva important. Parcă nu le-aș folosi. Dar stai un pic, de ce am numai 12? Ah, 12 Primal Gems pentru că mi-am cumpărat. Am 28. Bun. Poate ne pic. Care ar fi șansele? Dar la cât ghinion am avut tura trecută să ne pice alt Haitam din 20 de astea, ținând cont că în 100 nu mi-a picat nimic. Bun, ok, nu mi-a picat acum nimic. Șanse foarte mici, dar poate ne pică ceva interesant de 4 stele. A, și mi-ați mai zis o chestie, că mi-a picat tura trecută o carte de 4 stele sau ceva. Nu știu unde intru să o echipez pe caracterul ăla nou cuvânt. Stați că vă arăt imediat la ce mă refer. Heizu! Păi stai așa. Stai așa. Heizu, câte constelații are? Are a treia constelație! E mai bun decât Kazuha acum, dacă are trei constelații, ținând cont că e de vânt. Da, mi-a zis că i-a picat o... Nu știu ce artefacte să-i pun și, sincer, nici nu prea am artefacte bune, că... Na, ce-s mizerile astea? Adică, ce e asta? Na, mă rog, la weapon. Ce weapon să-i pun la sărăcea asta, săracu? Că asta... Nici nu știu ce asta, e singura care e liberă. A, uite, asta e de 4 și a rămas liberă. Mă rog. Dar nu, era o carte, nu știu unde vine cartea pusă sau artefacte. Nici nu știu dacă să încep să-l folosesc pe domnul Heizu. Nu știu unde ar trebui să intru, să văd cartea aia și ce să fac cu ea, că... Unde intru aici? Nu, astea-s rețete, astea-s... Na. Chiar nu știu unde e cartea, mi-a picat ceva de 4 stele, a zis voi că e cartea, dar eu sunt paralel cu totul, adică nu știu ce se întâmplă. Hai, dăm ceva ale... Na, nu, tot de 4 stele. În locul cui să-l bag pe Heizu, guys? Că n-am pe cine, adică am înlocuit-o pe... Neapărat am nevoie de healer, am scos-o pe Cici, am băgat-o pe Kokomi. La cazul Ana aș renunța și rozarea cu Beidou merg bine în combinație, mai ales acum că am și apă. Dar pe cazul Ana, dacă l-aș înlocui, dar de cazul Ana îmi place. The Flut, 4 stele, dar mai aveam un flut de 4 stele. Așa, asta e chestia de 4 stele? Aș fi preferat să-mi pice... Da, haideți să... pe rând să vedem. Poate? Poate? Nu, că e albastră. Haideți, poate? 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 Nu, că e tot albastră. Haideți, eu sper, eu sper. De ce? În 25 de astea, de ce să nu pice ceva? Haideți, guys, hai să fim optimiști. Poate, poate ne pică Alzheimer ăsta. Bun, hai că mai avem 4. Eu simt, în penultima o să fie ce trebuie. Poate, nu, că ăsta e albastru. Nici în asta nu ne pică, dar în următoarea ne pică o să fie ce trebuie. Un purple. Shangli, ai că mi-e rău, săraca, vai de viața mea. Și pe asta ar trebui să o bag în echipă undeva să o folosesc. Că deja e full asta de constelații, uită-te, na, uită-te. Ar trebui și pe Shangling. Și pe ăla cu vântul și pe cine, doamne iartă, mă înlocuiesc dintre ăștia 4. Dar cred că nu mai înlocuiesc eu pe nimeni și fac 2 echipe. Și în cealaltă echipă îi bag, o bag pe Shangling, îl bag pe ăsta cuvântul nou.
mai trebuie un healer, care cred că o bag pe Kokomi în ambele echipe, și încă un caracter. Voi ce ziceți? Hm? Mai am pe Yanfei, Kolei, Yao Yao, Heizu, Dehia, care a zis că e nașpa, Eloi, Shangling, Li, ăștia nu, ei, Mi, Kaka, Razer, Cinciu. Iai că mi-e rău, și pe ăsta aș putea să-l bag. Este cam 4 pe el, guys. Stai să mai văd încă o dată. Deci am două constelații aici, 3, 4. Păi e destul de clar că trebuie să-l folosesc și pe el. Deci îmi fac o echipă. Fiți atenți. Separată. Unde ești? Party setup. Party setup. Bun. Și îmi fac echipa numărul 4. Și atunci. Asta cine-i? Shangling. Da. A, nu, că trebuie să... Stai că nu înțeleg ce se... Nu înțeleg ce se întâmplă. Aloy. Te înlocuiesc cu... Shinchu. Chivalry will never die. Am apă, apă, am foc. Și atunci îl mai pun pe băiatul cu vânt, dar nu știu care, cred că e ăsta. Dar am doi de apă aici. Nu se pupă prea bine. E vreunul dintre ei healer sau ceva? E, asta ar fi o echipă interesantă. Deși vânt cu foc, să zic că merge apă aici, nu prea. De Kokomi am nevoie, dar și ăsta e level 50, nu e slab. Adică, na. Totuși. Bine. Mai am două Primo Gems. Eu zic că îmi pică ceva legendar acum. V-am zis? Este legendara sabie feroce. Da, o mizerie. Și acum, poate în ultima. Da, Oh, cât de legendară e această sabie feroce. Nebunie. Aici tot cu de alea. Oh, am 13 de astea. Nea, nu le folosesc acum, că lasă. Că și așa, da. Cam ăsta a fost extraordinarul episod. Super a fost. Nebunie. Deci mi-am consumat tot și până la urmă nu m-am ales cu nimic. Asta am fost eu. Pentru alte sfaturi vă aștept în continuare pe Watatsumi Island, unde trebuie să mă duc ca să merg cu domnișoara. Da, uite, totuși am deblocat aici o bucată din... Aici am deblocat și, de fapt, nici nu mai știu pe unde m-am plimbat. Dar, da, ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi. Numai bine!